tare, dragilor. Nu vă spun bună dimineața, că la noi nu e deloc o dimineață grozavă. Am avut o noapte de pomină cu Sofia, care din nou e bolnăvioară. Asta e, grădinița. Dar nu știu, a fost mai rău ca niciodată pentru că nu-i scădea febra cu toate antitermicele pe care le-am dat. I-am dat Nurofen de câteva ori, la un moment dat i-am dat și un Novocalmin pe care ni l-a recomandat, a fost cumpărat pe bază de rețetă, ni l-a recomandat doctorița în caz de nevoie. Și tot nu reușeam să-i scad febra. Acum spre dimineață, cu șosețele umede și cu un prosopel umed pe frunte și cu încă un Nurofen, am reușit să mai scădem. Ceva la o tuse, așa, are o tuse din aceea productivă, cu coptură, de aia așa se aude cum tușește destul de urât. I-am făcut aerosoli și, după cum ați văzut, și pare să fie mai bine, dar, mă rog, mititica e bolnăvioară și plăștită și ochii injectați și, of, Doamne, micuții de ei. A început un pic să tușească și Amelia, să văd, sper să nu fie și la ea ceva grav. Cu Sofiuța am tras un pic de spaimă pentru că un băiețel de la ea, fratele unui băiețel de la ea din clasă, a fost diagnosticat cu scarlatină. E mai mare acel băiețel. Frățiorul lui, deci colegul Sofiei, nu are scarlatină. Au făcut toate testele necesare și nu, băiețelul este sănătos. Dar în condițiile în care a stat în clasă cu ei și mă gândeam o fi purtat, transferat, mutat virusul acela sau ce e de la care pornește practic scarlatina. M-am îngrijorat foarte tare în prima fază când am văzut că face febră Sofia, m-am temut să nu fie, dar nu are nicio erupție și v-am spus tușește destul de urât. Asta e, eu sunt la mama acum, cred că ați observat, am venit să iau punguța asta cu cereale pentru că am lăsat-o noi aici mai de mult, mama nu mănâncă așa ceva, bineînțeles, am lăsat-o pentru fete, pentru când mai venim, iar Sofiuța acum mi-a spus că ar vrea să mănânce cereale cu lapte și sincer îi dau ce vrea ea, noi nu prea mâncăm chestii atât de dulci la micul dejun, dar acum fiind bolnăvioară să-i dau așa, cu orice, numai să se simtă mai bine, cum e așa milă de ea. Cerealele le mâncăm, da, pentru că e o zi mai deosebită. Mâncăm în fața televizorului, în living. Se uită și mami. Se uită și mami, se uită și fetele. Da. Nu. 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 Sofie, dar jucați-vă cum trebuie. Pune capacul la găletușă. Că uite, Amelia a scos piese de asta. Mac, mac. Bravo, mami. Mac, mac. Mac, mac.
Caută Pepa acolo. Nu-i locul ei. În căsuța asta. Aceasta e ciorbița mea, masa de prânz cu pâinița și aici sunt fulgi de chili. Am pus un pic de pulbere, că se strânge așa aici jos. Ei sunt întregi sau i-am cumpărat ca și fulgi, ca și ardeiași întregi, dar s-au sfărâmat. Și poate mai vreau să pun apa. Fetele au mâncat separat, pentru că v-am zis că așa se întâmplă de obicei, trebuie să-i dau Amelie în guriță și... Iar Amelia s-a culcat. Sofiuța este mult mai bine, însă a început să tușească destul de urât Amelia. Îi voi face aerosol în seara aceasta și mâine dimineață să mă duc și cu ea la medic. Da, sunt așa tare dată peste cap, pentru că în general mă panichez foarte mult când e vorba de boli de-astea de copiilor. Special pe partea asta respiratorie, tot timpul mă tem dacă nu respiră bine, dacă nu poate respira în somn, dacă... Oh, da, nu mai spun că aveam o groază de planuri pentru ziua de azi făcute, care toate implicau ieșit în oraș și... bineînțeles că nu pot să fac nimic în condițiile date, să vedem cum va fi mâine. Una, doi, trei, patru. Bravo! Patru pisicuțe. Patru pisicuțe, da. Unu, doi, trei, patru. Thank you.
Amelia. Poate este o mulțită. Mă, Sofiuța, mă. Hai să vedem cât ai, da? Ce facem? Trei șapte cu șase, mami, încep să faci febră. Cum te simți? 37 cu 6. 37 cu 6. Simți că ți-e cald? Îți frig ochișorii, așa-i? Da. Că i-ai roșii, văd, da. Nu pui nimic. Mulțumesc. Să mai lucrez la clipul cu produsele terminate ale lunii decembrie. Da, mami. Acesta e clipul cu bătrânica aceea care sparge ouăle și Amelia se sperie de ea. Acum câteva luni, când era mult mai mică, se speria de-a dreptul, începea să plângă. Acum doar comentează, de câte ori vede clipul, mă anunță că e băbuța la televizor sau la telefon. Da, mami, da, da, spart ouăle. Vai, vai. Da, vă spuneam că am tot lucrat la clipul acesta, speram să-l postez astăzi, am vrut să-l randez peste noapte, ieri noapte, doar că v-am spus ce a fost toată noaptea la noi în casă și eu m-am chinuit aseară, am stat până mai târziu, am lucrat la el și l-am încheiat, l-am editat, doar că are 44 de minute și bineînțeles că nu pot să-l las așa. Și acum trebuie să trec din nou prin el, să mai șterg vreun sfert de oră de filmare, vreo 14 minute de filmare, pentru că e prea lung. Da. Amelia nu știu ce are, nu-i deloc în apele ei. O să vedeți acum ce mâncăm. Avem fiecare pilaf. Fetele au și niște cărniță, un pic de la piept, că mai rămăsese puțin, și restul de la pulpiță. Iar acesta e un sote pe care l-am făcut în seara aceasta cu ardei în trei culori și puțină ceapă și usturoi. Aș vrea să adaug dovlecei. Am zis că astăzi când ies în oraș cumpăr dovlecei, dar dacă s-a întâmplat așa cu Sofiuța, am făcut așa fără, dar e foarte bun soteul ăsta. Mie îmi plac legumele sotate foarte, foarte mult îmi plac. Și cam atât, apă și asta e tot pentru cină, pe această seară. O să închei aici vlogul, pentru că... Încheiem vlogul, mami. Pentru că Sofiuța se simte mai bine, a început să iar să facă febră și i-am pus supozitor. Pa, pa!
Dar nu știu ce se întâmplă cu Amelia. S-ar putea să înceapă să răcească și să înceapă să răcească, să înceapă să facă febră sau ceva și ea, pentru că cam tușește. Dar momentan nu are febră, însă nu știu ce are, o văd mereu cu mânuța la cap. Sper că totuși nu o doare capul. Mă gândesc că dacă ar dorea o ar plânge. Stă mereu așa cu mâna la cap și uneori se retrage așa. Am văzut-o, am găsit-o pe jos. Nu, ar părea că doarme, dar de fapt nu doarme și n-ar trebui să doarme. A dormit suficient astăzi, dar nu știu ce e cu ea. Ea care e o gălăgioasă și numai în picioarele noastre și așa. Deci se retrage singurică în anumite locuri și mă îngrijorează foarte tare. De asta am și ținut-o cu mine aici în bucătărie. Da, oricum mâine dimineață o să merg la doctor să văd ce se întâmplă și cu ea. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit și acest vlog și îmi pare rău că e atât de scurt. De fapt, nu cred că nu va fi foarte scurt, dar n-am făcut mare lucru. Ați văzut doar ce am mâncat toată ziua, însă asta e viața reală. Pa, pa! Pa, pa! Vai, amici, te-ai udat. Ia ce pe. Da, trebuie să schimb. Bătica ta se poate acum să fie zile. Poți să mă uit acum? Poți să mă mănânc acum? Poți să mă vei să mănânc? Nu mă duci. Mr. Zaki? This is Sally? Mă o părăstrăz. Se pare că fetele se simt un pic mai bine. Da? Vă simțiți un pic mai bine? Eu mă simt mult la bine. Nu, păi eu îți simt nici mai bine. Nu, nu, ce fără! Nu m-am sebat acum și am dormit. Ai dormit, ai popat, da? Tu mai au plecat câteva gâze. Au mai plecat câteva gâze de la tine, da? Mami, tragi părți?